جاره نوشت Merge. Și acum nu mai merg. Acum 3 zile l-am adus de la stațiune. Reparație generale. Halal tractorist. Da. Adică de ce, tovarășe? De ce? Că eu și mecanic. Las-o moartă. A, cine crezi că dacă eu... Că pe mine și la stațiune mă cheamă să repar. A. Parcă cheile mele nu-s bune. Ia-ți asta de aici! No, bine, le iau. Pornește! Pornește el la paștele cailor. Pornește, am spus! Dă-i bătaie! La ce adâncime ar dumneata? 25, că așa e norma. Așa e la noi, asta e norma. Da? Ia fii atent. Cât scrie aici? 15 scrie tovarăș inginer. Cât ai arat până acum? Păi cât se vede, vreo 5 hectare. Le ard din nou. Tovarăș inginer, păi... Niciun păi! Ce fel de președinte ești dumneata? Faci proces verbal. Nu recepționezi arătura decât la 25 de centimetri. Timpul pierdut va fi suportat în bani de dumneata. Mă învăț eu agricultură. Pe mine nu mi-a ascultat firea al dracului să fii. Eu... De mâine treci la grajul dacă nu arga lumea. Dar... Ce-i? Vino până aici! Ah, ce s-a întâmplat? Mi se pare că ne-am văzut și aseară. Nu te cheamă cumva Vasile? Da, al lui Abrodan. Fii bună și dumneavoastră, mașină. Da. Sărmână. Lugul dumitale nu e fixat la 35 de centimetri. Păi cum e? Acum așa am arătat întotdeauna. Păi înseamnă că întotdeauna ai arat prost. Densitatea nu se poate obține decât cu o arătură adâncă. Tovarăș inginer, noi nu o să ne înțelegem. Dacă fixez plugul la 35 de centimetri, o să ne înțelegem foarte bine. Pe tovarășul președinte l-ați anunțat? În legătură cu ce? Cu măsura asta care ați luat. Ce fel de măsură? De reglarea plugurilor. Ah, o să afle el. Bănuiesc, o să-i spui dumneata. Păi să fii sigur de asta. Ce, mă, Abrudane, ați terminat arlaua? Nu ne-a lăsat inginerul. Cum adică? Ne-am obligat să băgăm plugurile la 35 de centimetri. Păi, așa cum scrie la instrucțiuni. Păi, și până acum scria, dar știi matale. Ce să știm? Le săltăm și noi mai mult să facem planul. Cum, eu închid ochii și mai iei partaj la... Stai, domne, nu lași dumneata așa, mai bine vorbește cu inginerul. Las că le avea tare. Ai dat azi o dispoziție tractoriștilor. Am hotărât să respectăm decretul. Păi asta e greșeala, hotărăști singur. La noi se practică conducerea colectivă. Dacă nu se respectă resimea plantelor și nu se respectă adâncimea răturilor, nu-mi convine să mă ascund în spatele răspunderii colective. Iau singur măsură. Uite ce... Nu, vă rog să nu mă întrerupeți. Hotărârea luată de mine va aduce cooperative un surplus de 1500-2000 de kilograme de porum la hectar. Sau poate dumneavoastră vă mulțumesc mai puțin. Cu felul nostru de a munci am luat până acum 4 diplome. Ceremea. Ce facem cu plugurile? Vă spune tovarășul președinte. Da. 35 de centimetri, cum ne-a învățat tovarășul agronom. 35? 35. Deci se poate ara și cu plugurile înțepenite la 35 de centimetri. Se poate, dar nu ne încadrăm în plan. Cum adică? Înainte zburdau tractoarele pe câmp. Acum abia se târâie. Mi-e frică că nu terminăm arăturile la timp. Le terminați? Păi cum? Cu creionul. Iei un creion și calculezi cu cât trebuie să prelungite schimburile de noapte. Cea mai simplă metodă. Dacă găsești o alta mai bună, n-am nimic împotrivă. Unde te grăbești? Mă duc să-mi fac rost de un creion. Ce cauți, mă, cu motorina aici? Păi, că ne-am adus-o toată. Păi cum ne-ai adus-o, mă? Cine era la depozit? Una mică și grață? Ce plăcut de la bonurile astea? Dacă mă la bonurile astea, mă, cine era la depozit? Ochii verzi! Acum ne dă intrarea în lanț și el fâlfâie bonurile. Ai luat motorină? Am luat eu, ăsta... Și ce-ai făcut dimineața? Vrei să spune ce ai făcut? Dode! Ai verificat cursa cuțitului? Am verificat. Noi suntem gata, șeful. Ne dai semnalul și am pornit. Pădurețe nu mănânc. Sunt multe bucuri. Mă lași pe tractor sau mă treci pe combină? Rămâi pe tractor. Noroc, Tădăici, uite ce m-am gândit. Întârziat ești, volum mare de lucru ai? Da. Nu o să vă descurcați. Am cerut ajutor de la SMA. Combine și tractoare, cu tot cu oameni. Da. Ești de acord? Pică, vină încoa. Cheamă-i pe băieți. Trăiți. Imediat. Cheamă-i pe băieți. Iarăși așa fă angajamente. Mișcăm. Tovarășul inginer șef ne propune ajutor. Ce părere aveți? Au muncit vreodată alții pentru noi? Putem și sânguri. Noi am plecat la treabă. Merg pe mâna ta. Da. Fii atent, dacă nu merge, ne rupem gâtul amândoi. Tu n-auzi ce-ți spun? Strânge! Am strâns. 200, nu mai mult, că larg. Larg. Ce țăran cu cap de inginer ești, mata? Tu ești de set foc. Gata, băieți! Ce-i, mă, băieți? S-a stricat ceva? Gata. Aveți probleme? Gata! Îl repari imers. Hai! Gata, gata, hai! Badeiuga! Da! Terminăm până diseară? Gătăm, nu-ți face de grijă. Filică, dă un semnal. Văd că eu sunt pe post de megafon aici. Adunare, bă! Firică, Mica, Dode, Gogă, Gigi, Gheorghe, Rexona, Iliuță, Tudor. Eu sunt șeful vostru. Și oricare dintre voi putea să fie în locul meu. Și treaba asta o știți și voi. Și ce aș vrea să mai știți este că eu vă iubesc. În momentul ăsta, în clipa asta, eu nu mai sunt șeful vostru. În clipa asta, începem treaba. Începem bătălia. Dacă mă mințiți pe mine, mă mințiți pe voi și nu cred că vreunul are interes să-și fure căciuna. Atât am avut de spus. Băi, Neami, mine ai tras o sperietură. Auzi că nu mai e șeful nostru, că chestii de-alea că l-au dat afară. Începe treaba! Păi foarte bine că... Hai, gata! Te-ai promis că va fi gata. Gigi egal? Calitate plus iuțeală, plus vrăjeală. Plus vrăjeală, plus vrăjeală, plus... Asta o fac în doi timp. Gigi egal? Gigi fără egal. Gargariseală! Gargariseală? Gargariseală? Să-ți fac un cadou așa, mic? E sever și când trebuie și când nu trebuie. Las cam se dovedeți, eu că în ziua aia n-am avut nimic omul cu alcool. De fapt, nea Mihai m-a învățat meserie. Când stă tractorașul ăsta pe banii tăi stă. Dar mă de noaptea! 4 zile și 4 nopți, nu pleci nicăieri. Strâns șuruburile de la ieșit ochii din cap, dar nu știu ce se încălzește. Am venit primul! Motorul de... Iliuță, aici nu ești la brigada artistică să o faci pe tractoristul amator. Ca la început. Desfacem pompa de apă. Verificăm rulmenții. Ne uităm la garnitură. Că doar nu ții astea în buzunar să te joci cu ele. 2 ore pierdute acum nu sunt o joacă. Și nu mai fă pe domnișoara îmbufnată, da? Hai! Nu ne ajungea... Auzi, bă, Gigi! Ce face ăla? Ăla! Face pe șeful! Dar face bine! Hei, de la Mentu Tudor! Dragoste la prima vedere! Uite șmecheră. Ce ai făcut? Ce am făcut? Ai vrut să fim chit? Nu mi-a fost somn și de asta nu... Cum ți-a fost somnul? Te uiți la tine ce obosit ești. Hai, du-te. Păi stai că am nevoie de la aici. Dar nu sunt obosit. Atunci, hai, gata, stai aici. S-a împușcat garnitura. Poate în chiul ăsta înlocui în garnitura împușcată cu alta neîmpușcată